Filiala Dâmbovițean Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare administrează amenajări de îmbunătățiri funciare constituite din amenajări de irigații 34.662 de hectare, amenajări de desecare 64.313 hectare, amenajări de combatere a eroziunii solului 13.227 de hectare. Toate apar doar pe hârtie, întrucât în județul Dâmbovița nu există nici măcar utilaje pentru administrarea acestor suprafețe de pământ. Zniful a preluat tot ce înseamnă utilaje. Știu toată treaba asta. Știți. Și ANIF-ul a rămas cu infrastructura. Ideea a fost ca ZNIF-ul să presteze servicii la ANIF. 2-3 ani a mers. O poveste. Apoi s-au dus. Asta e o poveste. NIF Dâmbovița mai are doar 7 angajați, iar singurele fonduri alocate instituției sunt pentru un proiect de amenajare a terenurilor afectate de alunecări și pentru combaterea eroziunii de adâncime în localitatea Vălen Dâmbovița. În rest, nu s-a făcut nimic în ceea ce privește fondul funciar. Am decolmat 7 metri de canal anul ăsta. Nu, anul acesta avem investiția de la Vălen. Deci nu, nu. Nici măcar 7 metri. Nu. Păi deci pe ce vorbim Deci mai are rostul această instituție, facem o masare, lipim la cineva. Autoritățile județene de la alte instituții încearcă să găsească soluții pentru îmbunătățirea infrastructurii amenajărilor funciare din județ. O lucrare foarte importantă împotriva combaterii eroziunii este lucrările de corectare a torenților. După știința mea, din 90 în Dâmbovița apar de Ministerul Mediului prin Regia Națională a Pădurilor lucrări de corectare a torenților. Nici Apele Române, nici dumneavoastră nu a executat nimeni. Este cea mai importantă lucrare care trebuie făcută și nu numai pentru eroziune, împotriva eroziunii, cu efecte pentru populație navală. Pentru ca starea suprafețelor de pământ de pe plaiurile dâmbovițene să se îmbunătățească, este nevoie și de sprijinul Ministerului Agriculturii, sprijin care se lasă așteptat. Proiectele sunt scrise și aprobate, însă fondurile lipsesc cu desăvârșire. Prin Ministerul Agriculturii sunt 4, 5 sau 6 premete de meloare unde s-au cheltuit niște bani deja pentru studii. Sunt proiecte făcute, dar trebuie să insistați să deruleze. Ce înseamnă aceste perimetri? Regularizare, refacere pășuni, refacere cursurilor de apă, stabilizarea lor. E, și pe urmă, cum zice domnul director, urmează și o plantare de puieți pe aceste zone stabilizate. De ce le sunt? Problema nu este doar la filiera dâmbovițeană ANIF, ci pleacă de la nivelul central. Fără susținerea autorităților în ceea ce privește îmbunătățirea fondului funciar, eforturile țăranilor devin zadarnice. Chiar dacă reușesc să-și mențină recolta, orice calamitate naturală poate distruge totul într-o secundă.